După 3 ani de căutare a monstrului, Corto a rămas orfană deoarece mama ei dispăruse. Aceasta locuia singură pe stradă, într-un mic luminiș. Ce se aude? Dar cine ești tu? Eu sunt Gregory. Dar Gregory, ce cauți aici? Asta e casa mea. Scuze, m-am rătăcit. Ok. Dar nu am unde să locuiesc. Pot să stau aici ceva timp? Te rog. Ok. Foarte comod. Bine. 3 luni mai târziu. O caut pe surioara mea de atâta timp și tu nu o găsesc. Ce e acolo? Surioară, tu ești? Da! Dar tu ce cauți aici? De când mama a dispărut, tot te caut și te-am găsit. Ah, mi-a fost foarte dor de tine. Ah. Cine ești? Bună, micuță, sunt Gregory. Surioară, cine este tipul acesta mare? Sunt Gregory! Surioară, hai să mergem la o plimbare. Bine, surioară! Dar mie mi-e frică de acest om! Bine, ce drept! Eu l-am găsit la mine când am plecat să culeg niște mere, ceva de mâncare. Dar, na, cred că o să fie bine, deci nu te speria. Gregory, ce cauți aici? Monstrul. Tavi, stai departe. Îți place bățul ăsta? Da. Păți, 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 păți. Vino și ia-l. Tocmai am împins monstrul la care mă chinui de 3 ani să-l împing. The end.